Potrivit directorului Casei Județene de Pensii Mureș, Eugenia Neagoe, beneficiarii celor 400 de lei vor fi persoanele care intră sub incidența legii 143/2014, adică acelea care au fost în lagăre de concentrare și ghetouri din perioada lunii martie 1940. Pentru această categorie se dublează indemnizațiile pentru fiecare an de detenție, așa încât cei care au fost sau care sunt au hotărâri emise ca și persoane care au făcut parte din lagăre de concentrare, indemnizația se dublează și va fi 250 de lei pentru fiecare an de detenție, cum spunem noi așa într-o exprimare generală. Persoanele care au fost refugiate ori persecutate etnic pot beneficia de indemnizația pentru fiecare an de persecuție etnică, care va fi în valoare de 200 de lei, începând cu data de 1 iulie 2015. De bani vor putea beneficia și urmașii acestor categorii de persoane. Indemnizația va fi de 150 de lei pe lună. De asemenea, deținuții politici intră sub incidența legii. Din baza noastră de date, reiese că avem în plată aproximativ 2000 de persoane care, sigur, vor beneficia cu 1 iulie de aceste majorări. Mai avem o categorie de persoane care și ele vor intra sub incidența majorării, sub incidența legii 69/2015, și aici vorbim de deținuții politici persecutați pe probleme politice de guvernele instaurate începând cu 6 martie 1945. În prezent, persoanele care se încadrează în toate aceste categorii beneficiază de suma de 105 lei sau 110 lei, fiecare în funcție de anii de detenție.